Salut, sunt Ada și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. De la ora 18 la Teatrul Bulandra, în sala Liviu Ciulei, se pune în scenă piesa Mecanica inimii. Piesa prezintă una dintre cele mai frumoase povești din literatura contemporană. Scenariul este o adaptare a cărții Mecanica inimii, scrisă de un autor contemporan francez. Textul spune atât de frumos o poveste de iubire atipică și regăsim în el foarte multe substraturi și esențe, exact ca în viață și în dragoste. Poți vedea picuța cântăreață? Și vi se întâmplă să aterizați întotdeauna unei fete care se dezbracă? Singura șmecherită astea care îți va permite s-o seduci pe fata visurilor tale este chiar inima ta. Ceasul ăsta o să te scape de multe necazuri. Visul, realitatea, nimic n-am mers. Mi-am dorit, poate mi-am dorit prea mult să meargă. Tic-tac-tac. De la ora 19:30 la Teatrul Odeon în sala studio, puteți urmări spectacolul Când timpul nu se mișcă. Piesa are ca protagoniști pe Seara, fotoreporter, care se întoarce rănită din Irak, unde realiza un material despre război, și prietenul ei, James, reporter, copleșit de vină pentru că a lăsat-o singură acolo. Ei primesc vizita prietenului lor, Richard, care le-o prezintă pe noua lui prietenă, Mandy, mult mai tânără decât el. Acțiunea se concentrează pe relația dintre cei doi și pe perspectivele ca Seara și James să ducă un stil de viață mai convențional. De la ora 20 la Teatrul Metropolis se pune în scenă piesa 7 dintr-o lovitură de Lia Bugnar. Sub un pretext oarecare, spectacolul pune la un loc niște oameni care nu se cunosc și îi lasă să scoată ce au mai bun, mai rău, mai penibil și mai sensibil în ei. De această dată, pretextul este un reality show, în urma căruia doi dintre cei 7 vor primi rolurile principale dintr-o telenovelă. Vreau să te duc acasă la mamaia mea să te prezint parașută proastă. Bă, băi, tu n-ai voie nici să calci pe strada unde stă mamaia mea, m-ai înțeles? Să-ți dea ție mamaia mea plăcită cu mere, puf! Dragoste, trebuie să câștigi. Acestea au fost informațiile culturale. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!